Făcianinoasa a contabilizat, după 32 de etape disputate, 25 de victorii, 4 remize, 3 înfrângeri și 128 de goluri marcate, învingând-o și pe contracandidata sa la promovare, Flacăra Moreni, în primul duel direct, reușită ce a asigurat un avantaj mare pentru a se înscrie în cursa barajului de promovare. Acum echipa lui Remus Gâlmencea mai are un pas important de făcut pentru a ajunge în Liga a 3-a. Sâmbătă, 21 iunie, ora 18, se va confrunta pe stadionul municipal din Sfântul Gheorghe cu Astra Doiciorani. Jocul dintre campioanele celor două județe se anunță pe viață și pe moarte. Echipa lui Valeriu Aristan prezintă o amenințare pentru Dâmbovița dacă ne uităm pe istoria evoluțiilor din acest sezon competițional, în care a contabilizat 29 de victorii, 3 remize și o înfrângere. Cele 42 de puncte acumulate declarând-o câștigătoare cu câteva etape înainte de finalul sezonului. Încercăm să facem o apărare foarte exactă și pe contraatac pe jucătorii noștri foarte rapizi, pe Moțoi, pe Mirel, Matei, pe Dință și astea să reușim să marcăm. Dacă băieții lui Remus Gâlmencea vor reuși să iasă triumfători și din această confruntare, autoritățile locale au declarat că vor sprijini financiar debutul în Liga a 3-a. Noi ne mobilizăm, ne pregătim, toate aturile și responsabilitatea îi rămâne în sarcina lui Gâlmencea, ca și antrenor, cum e așa în teren. Eu trebuie să-i motivez psihologic, am stat de vorbă cu ei, contează foarte mult să-i îmbărbătezi, suntem cei mai buni, cei mai deștepți, cei mai frumoși. Și vreau să fac o figură foarte frumoasă pentru județul nostru. Noi financiar am avut și avem prevedere pe anul acesta, am doi sponsori care mă așteaptă să trec în primul rând de această etapă care e cea mai importantă și deja de nu por discuțiile cu ei. Probabil mă vor ajuta și în baraj, că sunt costuri. Iată lista completă cu stadioanele pe care se vor disputa barajele pentru accederea în Liga a 3-a. Thank you.